Da, bună dimineața încă o dată vouă tuturor. Bună dimineața și Diana Artene. Îi spunem și ei, pentru că așa cum anunțam, a venit. Bună dimineața. Bună dimineața, Diana. Ce faci, Diana? Cum ești tu așa la final de... Foarte happy. Foarte. Mai am o săptămână și plec în vacanță. Iată, toată lumea mea se gata, e linia aia, vezi? E momentul ăla. De aia întrebai ce se întâmplă cu radiourile și cu când intră. Intră în libere, deoarece cel puțin matinalul se adresează oamenilor care în acest moment sunt în... Oamenilor muncii. Da, oamenilor muncii, oamenilor dimineții. Oamenii care se trezesc dimineața. Da, care se trezesc de dimineață și au diverse treburi. Ușor, ușor, numărul acestora scade pe perioada verii, că, eu știu, concedii, că libere, plus că atunci când temperatura crește, chiar nu mai ai... să zic eu, starea în care să stai și să asculți o grămadă de știri și informații. Parcă și acum, dacă s-ar întâmpla ca de guvern, ok, da, mai da, haide să facem o emisiune hai așa, vamă. Light de vară. Păi aia încercăm să facem și noi. Și vorbeam cu tine înainte de ziua de azi și spuneam despre ce să vorbim. Iar mulți au lucrat, cum spuneam, la trupul lor de vară. De mult, începând din iarnă. Da, au început serios și au spus că odată cu terminarea iernii, undeva prin martie, așa, dar cu siguranță s-au apucat din aprilie-mai. Uh-huh. Și au fost foarte atenți. Ce mănâncă, ce beau, ce consumă, orele de sport, toate pentru aceste câteva 2-3 săptămâni în care se arată că la plajă, că la, nu știu, în zone frumoase, eventual la bustul gol, da? Nu și da. Nu, zic că da, în costum de baie, na, poftim, în costum de baie și astfel să se prezinte cum trebuie. Se mulțumesc și ei, începe să le placă lucrul ăsta, dar ce să vezi, ajung în vacanță și acolo spun, băi, pentru că am tras o lună jumate, două luni, m-am abținut de la tot, acum îmi permit, că pentru asta am lucrat. Ping-pong adică... între prostii. Ping-pong între prostii. Da. Asta e. M-am abținut, rup frigiderul, că după aia m-abțin. Iată, o chestie de genul ăsta. Evident că nu este bine. Eu așa consider, cu toate că mult timp, uite, aveam o prietenă la un moment dat, care de luni până sâmbătă era foarte atentă, fără să facă efortul. Ai fata asta, că tot aduce aminte de ea. De mâncare în weekend? Da. Da, da, mi-a rămas chestia asta în cap. Și era cu salate, în weekend băga pizza, băga un hamburger, băga din... doar duminică, atât. Aș vrea să subliniez pe scurt. Așa. Făcuța mea s-a făcut doar mov de la ciocolată. Ea era cât casa înainte. Aha. Deci chestia asta cu hai să mâncăm salată și după aia să sărim în valul de mâncare, cumva lumea le disociază, dar este efectiv cealaltă față a monezii. Dacă nu te-ai fi înfometat 3 luni înainte de vacanță, în vacanță ai fi avut o capacitate mai mare de autocontrol. Așa. Și practic sunt o grămadă de lucruri de discutat. Dacă să facem o discuție light de vară, cum am promis inițial. Da, da. Hai să stabilim, să zic, top 3 factori care decid dacă te vei îngrășa în vacanță sau nu, în afară de tine. Că, practic, în primul rând, tu decizi dacă te vei îngrășa în vacanță sau nu, prin ce, cum, cât mănânci acolo. Dar nu e atât de simplu, pentru că cum te prezinți acolo depinde ce ai făcut în ultimele luni înainte de vacanță. Și dacă ai trecut prin tot felul de diete, mai de înfometare, mai ketogenice, mai disociate, există o mare șansă ca metabolismul tău să fie praf. Ce înseamnă metabolism praf? Înseamnă puțină masă musculară, multă grăsime, independent de câtă greutate ai tu acum. Că tu poți să te uiți frumos în oglindă și să-ți placă de tine că ai două măsuri mai mici la haine, dar dacă chestia asta înseamnă mai multă grăsime și mai puțină masă musculară, tu o să te duci în vacanța aia acolo cu apetitul dereglat. Și îți este mai greu să iei decizii alimentare, nutriționale corecte atunci când ai apetitul dereglat. Adică una e să te doară în bască și să fii numai mușchi și practic tu să zici, da mă, ok, pot să mănânc o înghețată, pot să mănânc o înghețată, nu înseamnă nimic. O persoană care are apetitul dereglat, adică multă, multă grăsime, independent de câtă greutate are corpul ei, îi este mai greu să simtă sațietate, îi este mai greu să se oprească din mâncat. Asta e cea mai mare problemă la persoanele astea care țin dietele alea.
că ele nu iau în considerare că nu e vorba doar de greutatea și corpului lor și de cum arată. Este vorba în principal de capacitatea de autocontrol alimentar și cu cât ai te-ai chinui mai tare înainte de vacanță să ajungi la corpul ăsta pe care crezi tu că o să-l aprecieze alții, cu atâta capacitatea ta de autocontrol e mai scăzut. Și spuneam că sunt trei factori care pot să complice chestia asta foarte, foarte tare. Primul este diversitatea. E multă mâncare, vine valul de mâncare, da? E multă mâncare, e nouă și e în context social. Și astea sunt trei lucruri care pentru chronic dieter nu sunt așa ușor de rezolvat. A doua chestie este nesiguranța, adică o persoană care e frunză în vântul dietelor, la naiba, habar n-are ce el a mâncat real, asociat cu nevoile propriului corp, n-are nicio bază, are dieta numărul 2415 pe care a încercat-o în loc de 314. Da, deci a trecut, a sărit de la una în alta flutura și habar n-are ce el a mâncat sănătos. Și a treia chestie, care este foarte, foarte importantă, este... pentru că asta cu nesiguranța este foarte, foarte dubioasă, dar mai dubioasă decât asta e legitimitate. Adică, ca la gravidetată, sunt în vacanță, am trebuie dreptul meu uman să mănânc. Da? Deci m-am chinuit 3 luni, uite-mă cum arăt, mi-a ieșit, și acum e dreptul meu. Deci asta, the license to eat, este o chestie care... acum... ceva, cred că 2017-2018, am fost în America la 2 conferințe de nutriție și pe transatlantic, în avion, ai filme. Și acolo mă plictiseam eu singuric, așa cum eram, și m-am uitat la un film, se numește The Female Brain. Este o comedie foarte ușoară de vară, așa, care o recomand. De avion. De avion, dar nu, chiar e fan de văzut vara pe plajă la șezlong. Eu am fost în avion. The Female Brain, repet, este ceva fantastic, în care o neurofizioloagă explică singurică, care, mă rog, era destul de rănită ea, așa, de bărbați în general, încearcă să explice că, de fapt, e vina bărbaților, da? Deci, ei sunt acolo, da? Plutea în aer, o simțeam. Plutea în aer, nu? E așa. Mai și așa e și cu comportamentul alimentar, nu? Stai, uite-te la film, ok? Uite-te la film. Încercăm să înțelegem biochimie, calorii, indici glicemici, mai ne uităm un pic la comportament, mai încercăm să înțelegem cumva psihologie, că băi, îți place, nu-ți place. E foarte complicat, sunt o grămadă de factori care influențează și de ce am adus aminte acest film a fost așa, pentru că practic neurofiziologie efectiv în plus față de psihologie și toate celelalte, capul nostru e ca o hartă, da? E orașul și depinde unde locuiești, în Miami, în București, în Cluj, fiecare cu capul lui. Ok? Da, asta este okay. Practic neurofiziologia și degeaba ai tu harta pe Waze de la Miami dacă locuiești în București. Trebuie să te cunoști. Trebuie să cunoști naiba cine ești când te duci acolo. Păi, lumea crede că seamănă cu anumiți alte persoane care au trecut printr-o dietă sau printr-un program. Da, suntem toți la fel, nu suntem. Și zice, păi, dacă el a putut sau ea a putut, pot și eu, că uite, e ca mine. Da. Are aceeași vârstă și, dar n-are aceleași porniri. Știi că e vorba aia, nu iubim aceeași femeie. Da, nu iubim, știi, din chiar... vari motive. Adică sunt niște lucruri în plus față de tot ce înseamnă copilăria mea sau ce mai zic psihologic, îl ducem noi în comportamentul ăla. Măi, ne aducem și harta, cine naiba suntem. Și dacă nu știi chestia asta, când ajungi acolo în vacanță peste valul de mâncare, o să fii o frunză în vânt, cu cât mai mare vântul ăsta tsunami, până când o să decizi că îți bași piciorul. Ei, sunt în vacanță, e dreptul meu, legitimitate. Și da, după ce exact. Am văzut filmul ăsta, care a fost absolut fantastic, acolo la conferința aia a venit un nene, tot neurofiziolog, eu sunt fascinată de ăștia, și a prezentat o chestie care... Ai fost ironică? Nu, okay. Nu, real. În care speech-ul a fost Why People Don't Just Do It. Care e gap-ul ăsta între... Avem psihologi, avem tot felul de oameni care ne explică, avem nutriționiști, psihologi, avem experți în sport, frate, de ce sunt oamenii grași? De ce don't just do it, da? Și Michael ăsta, deci... E în felul următor. Gaura dintre ce știi și ce faci, da? E umplută de cine ești. Și dacă nu știi chestia asta, cum naiba... Nu e prima vacanță în care ai fost.
all inclusive. Evident, da. Nu e prima, da? De ce ai mai fost în 14? Frate, cum te comporți tu în vacanță? Ia o foaie și scrie: eu în vacanță, când vine valul de all inclusive, pic și mă îngraș 15 kg. Am făcut asta de 13 ori, hai naibia, 14 ore să fac o strategie. Și cum o fac pe strategia asta? Păi primul lucru care vreau să vi-l propun, eu știți că lucrez cu instrumente de medicină comportamentală, deci astea sunt lucruri foarte, foarte simple pe care poți să le vizualizezi. Și primul e soacra. Cum naiba? Da? Și okay, nu mai mănânci. O vizualizezi și nu mai mănânci. N-ai cum să nu mănânci. Dacă îți dă soacra, trebuie să mănânci. Nu, deci, ei, Doamne, uite, fiecare cu ce soacra pentru tine, Vlad? Cum adică ce e soacra? Așa, ca imagine. Păi, m-am gândit la soacra, pac, ce iese? Are grijă de fiime. Are grijă de fiime. La tine, dă să mănânc, trebuie mama să mănânc. Mama 2. Bun. A, pe lângă asta, da, că păi, se întâmplă. Pentru majoritatea, nu spun că asta e pentru tine, ascultător individual. Gândește-te tu pentru tine. Pentru majoritatea este o chestie superficioasă. Cu standarde, cu alea, cu ca în reclama la ca la țară, tată. Da. Da, deci i-am dai de-aia. Și nu te pun să iei cu tine vacanță. Nu, te pun să te comporți ca și cum ai fi. Adică acolo la all inclusive, ăla cu valul de mâncare, ne apucăm noi frumos așa și ne comportăm ca și cum ar fi, am fi o soacră de-asta super pretențioasă. Adică ne uităm la mâncarea disponibilă și dăm o notă de plăcere de la 1 la 10 și alegem 2-3 mâncăruri de pe acolo care au, după capul nostru, fiecare cu capul lui, că de exemplu ție nu-ți place ciocolata, da? Da. De plăcere 10 din 10. 2-3, frate, 2-3, nu 100, că dacă stăm să ne gândim așa, dacă vrei să ai o tăliuță de viespe și stomacul ăsta e băgat pe aici printre organele astea, e cam cât pumnul drept, da? Nu o să poți mânca o tonă de mâncare, deci aleg 3 lucruri care îmi plac mie de plăcere 10 din 10 la masa asta. Și la masa următoare aleg alte 3 lucruri de plăcere din 10. Dar să fie extraordinare. Ce fac oamenii în general? Își fac o farfurie așa moț de rahaturi pe românește și de-aia și de-aia și de-aia și de-aia iese acolo o mare varză. Dacă îi întreb de plăcere, păi să mănânc și de-aia, să mănânc și de-aia, să gust și de-aia, că aia e nouă. Păi, dar e un cartof, adică mai găsești cartofi mama măsii, în toate și sigur aici acasă. Dar mai bine să fie decât să mai trebuie să mai faci o tură. Aia e, lasă că, lasă aici, că oricum ajung toate în stomac. Da, ăla care teoretic vrei să fie după aia la plajă și ai muncit pentru el și ai numărat calorica și ai gândit să fie transpirată, să fie mama măsii. Deci iarăși, mama lui Tasu. Comportă-te mama de aia. Da, acum da, depinde și cum o percepi și ce percepi. Păi nu, adică în sensul că să ai standarde prezint, dacă nu vrei să te îngrași în vacanță, comportă-te acolo ca și cum ai avea respect față de propriul corp, ăla pentru care ai muncit 3 luni până acolo. Ca și cum, zic eu că ar fi un criteriu după care s-ar orienta mult mai atent, ca și cum ai plăti pentru fiecare. Păi nu, că atunci, asta cu plătitul. Păi nu, dacă te gândești, băi, am plătit, deci dacă am plătit de banii ăștia, mănânc de toți banii, că asta e la noi, da, mănânc de toți banii, am plătit, mănânc acum, mănânc tot, păi lasă, că dacă nu mai poți, lasă, domne, am plătit, trebuie să mănânc tot. Asta este într-adevăr. Pe de altă parte, poți să te gândești așa, măi, câte porții ții, atâta îți apar pe nota finală. Păi, da, fii atent, uite, americanii au gândit o treabă foarte deșteaptă. Cred că au preluat-o, de fapt, de la chinezi, de la acele bufeturi chinezești. Da. Te duci all you can eat, plătești $10 și mănânci până ca sumasă. E, prima oară am văzut-o la aceste restaurante chinezești. Da, îți poți umple farfuria cât consider tu că bagi, dar dacă ai lăsat în farfurie ceva, orice, oricât de mic, mai plătești încă un meniu, mai plătești practic încă o dată, dacă nu ai consumat tot. Și aceeași chestie au făcut-o și americanii, tot la capitolul bufet, din aia, ok, servește-te, e all you can eat, plătești doar, nu știu, $10-15, la fel, ai lăsat în farfurie, pac, suprataxă. Genial! Și crede-mă că nu am văzut, dacă mă întrebi cum stătea cineva în spatele tău să se uită, bă, ea a mâncat tot. Nu, toți trebuiau să-și ducă farfuriuța la sfârșit la locul de depozitare. Te vedeau acolo. Neavând câini printre mese unde să arunci. Exact. Și ce să vezi? Că nu mai rămâneau resturi în farfurie. Nu se mai rosea mâncare, toată lumea mânca, bă, atâta vreau, atât am trebuie și gata, s-a rezolvat. Foarte perfect. Tare.
foarte tare, dar asta mai e o chestie aici, știți, că legat de familiaritate, iarăși, cine naiba e în capul tău, da? Cum e cu neurofiziologia, cum e cu cine ești tu de fapt, psihologic, neurofiziologic, mama măsii. E așa, dacă pe tine te-au crescut ai tăi să mănânci fiecare, să nu lași mâncare în farfurie, că îți rămâne norocul acolo, când da. Te duci la un all inclusive, la un restaurant ăsta, o să zici, mama, yeah! Am ajuns unde trebuie, da? Uite, mamă, tot norocul e la mine. Tot norocul e la mine, adică... Și problema asta este că într-adevăr te forțează, de asta am spus genial, nu știam de asta și mi se pare într-adevăr un lucru care te forțează să te gândești de două ori mai înainte să-ți mai pui încă un moțușor peste muntele de mâncare. Asta își face la all inclusive, direct. Băi, da, ok, aveți mâncarea inclusă, ați lăsat în farfurie, 50 de euro. Da, este... Direct, a doua oară nu mai faci. Este de încercat, nu știu cum se poate aplica chestia asta acasă. Cum văd eu factura finală este în felul următor. Marea majoritate a oamenilor care se îngrașă 2 kg în fiecare vacanță nu le mai dau jos. Și este o chestie cumulativă de la an la an la an, în care persoana respectivă, pe măsură ce avansează în greutate, în vârstă, zice că se avansează și în greutate pentru că, vai, domne, scade metabolismul. Nu, mămică, dacă tu la fiecare vacanță de două ori pe an te îngrași de 2 kg, la 40 de ani față de 30 de ani o să ai multe în plus. Pe nu? Care nu le dai jos peste an. Pe care nu le dai jos peste an. După aia. Nu prea le dai jos peste an. Decât sau dacă le dai, le... Nu sunt de grăsime sau sunt cu tot felul de diete care deteriorează din ce în ce mai tare metabolismul, devine practic cu fiecare vacanță în care ți-ai permis să îți bagi piciorul și să nu te limitezi la 2-3 lucruri care îți plac cu adevărat, la masa asta și la următoarea masă să fie alte lucruri care îți plac cu adevărat și tot așa, când îți permiți tu ție, când te lași tu pe tine să faci chestia asta, ajungi treptat să trăiești în papucii ăia în care doar să-ți menții greutatea este foarte greu. Da, eu am ajuns la concluzia asta, că dacă mă mențin așa, sunt ok. Da, este un mare, mare pas înainte. Sunt mulți implicați în rezolvarea sau care caută soluții pentru epidemia de obezitate la nivel internațional. Unul dintre ei este chiar profesorul Dan Ariely, care este unul din profesorii mei de suflet. El este profesor de psihologie, de economie comportamentală. Asta, iarăși, e din zona aia de ce luăm decizii greșite. Și nu doar nutrițional, ci și de ce cumpărăm pantofi nu știu de care. De ce noi, oamenii sănătoși la cap teoretic, decidem să luăm decizii care nu sunt aliniate cu ce vrem noi de fapt să obținem. Da. Și el a făcut un program de slăbit în care au, de fapt un studiu, da? În care am tot încercat psihologic să-i determine pe americanii de acolo de unde locuiește el să slăbească. Și după o perioadă destul de mare de timp a ieșit în față și a zis, frate, doar am ajuns la concluzia că la noi aici doar să-ți menții greutatea constantă este un mare plus. De cât se duci sus, jos, fierăstrău, faptul că reușești să ajungi la acea fluiditate de comportament care să-ți permită în majoritatea contextelor cu care te confrunți pe parcursul unui an, să ai greutatea constantă din ianuarie până în decembrie și să fii cât de cât la aceeași greutate este un mult mai mare plus metabolic și mental și psihologic și din toate punctele de vedere și ca sănătate, decât să slăbești 20 de kg, să te îngrași 10, să uite așa sus, jos, pentru că când faci chestia asta, uite așa sus, jos, ajungi să ai din ce în ce mai puțină masă musculară. Asta pierdem prin dietele astea consecutive, ping-pong între diete și băgat piciorul, ping-pong între diete și băgat piciorul, costă mușchi. Și cu cât o să faci chestia asta de mai multe ori, cu atât metabolismul tău o să fie mai scăzut și o să ajungi să te îngrași după, și în dietă și după ce ai fost în vacanță și după ce te-ai întors, doar pentru că ți-ai pierdut prin tona de diete mușchii, baza metabolismului. Și ultimul lucru, poate sper că am fost destul de clară, mai este un lucru pe care vreau să-l subliniez. Și anume, cu cât ai făcut mai mult sport, că multă lume face sport de ia bățul să aibă pătrățele pe plajă, da. Cu cât ai făcut mai mult sport înainte să ajungi acolo, cu atâta o să te îngrași mai tare în vacanță dacă acolo nu mai faci. Da, dacă te oprești...
Exact ca și cu câte mulți mai mulți spre nutriție sportivă, cu atâta slăbești mai greu. Dacă faci sport de 5 ori pe săptămână, 3 luni înainte să te duci în vacanță, păi în vacanță este esențial ca să nu te... independent de ce mănânci. Poți să mănânci mai catolic decât Sfântul Petru. Degeaba. Nu contează. Este, dacă tu te-ai obișnuit să faci sport și în vacanță o să fii o legumă leșinată pe șezlong, o să te îngrași doar pentru că nu mai faci sport. Da. Deci, just, o mers mai repede, dans seara, plimbat cu copilul, alergat pe plajă, în not în mare sau unde vă duceți, cățărări pe munți, ce naiba faceți voi acolo, plimbări cu bicicleta. Dacă ceea ce ați făcut și ar fi fost bine să se întâmple așa, planul vostru de corpul de vară a fost construit atât pe alimentație sănătoasă, să sperăm că nu diete, plus sport, că așa ar trebui să fie, în vacanța respectivă trebuie să existe sport. Nu se poate altfel fără îngrășat. O discuție light, așa cum spuneam la... A venit un pic de val de pasiune. Da. Evident. Dar ți mulțumim pentru acest val și pentru celelalte pe care le-ai mai avut, pentru mareele și pornite, da, aici. Le așteptăm și în sezonul viitor, dragă Diana. Sperăm să te odihnești și să te bucuri de concediu. Mă rog, noi să fim sănătoși, să ne vedem sănătoși. Da, pe scurt, dacă nu vreți să vă îngrășați în vacanță, nu mâncați acolo ca și cum ați vrea. Păi ce foame mi-a făcut discuția asta, dar nu-ți imaginezi. Cred că mulți sunt în asentimentul tău, gândindu-se, mamă, un all-inclusiv, ce mi-aș dori să-mi pun un munte din ăla. Da, nu sunt, eu nu sunt genul, sau dacă îmi fac, nu îmi fac, îmi fac vreo două drumuri, dar la mic dejun, dacă am open bufet deschid din ăsta liber, bufet suedez. Dar e posibil să nu mai mănânc toată ziua. Nici că mă asta, ține. Nu știu dacă este nu e bine, lucru... dar nu e vorba că mi impun. Da, nu te ține, de percepția noastră sau, iarăși, fiți atenți, da, neurofiziologie pe scurt. În capul nostru, centru de percepția senzației de foame este lângă centru de percepția frigului. Centru de percepția senzației de sațietate este lângă centru de percepția senzației de cald. Cu cât ne este mai cald, vara, oamenii care nu, care sunt așa foarte biologici în general, adică nu și-au impus vreo chestie legată de comportamentele astea, mănâncă mai puțin. Animalele de companie care nu sau oamenii, copii care nu au fost cu comportament alimentar dereglat de părinți sau bunici, mănâncă mai puțin fiziologic, pentru că datorită faptului că centrul de cald e foarte, foarte stimulat. Atunci asta cel de sațietate... Da, e și el stimulat... Că na, secundar. E vecinul. Că... Exact, e vecinul, da? Și în felul ăsta, oamenii nedereglați pe comportament alimentar, vara mănâncă mai puțin. Însă, aș vrea să zic și asta, că putem fie să respectăm senzația de foame și atât, dacă cei care pot, și putem să respectăm mesele principale din zi. Adică, fără ciugulitul ăla lelea pe care îl face lumea pe plajă, hai să mai luăm un porumb, hai să mai luăm o înghețată, hai o leacă de guriță de nu știu de care, de la 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 la. Exact ca la câinele lui Pavlov, care, mă rog, a fost un cercetător nebun rus, care a făcut o gaură în burta la un câine, a băgat un tub, dea să mănânce, aprindea lumina. Dea să mănânce, aprindea lumina. Dea să mănânce, aprindea lumina. Așa mă dea doar aprins lumina. Și au curs toate sucurile digestive. Ce să vezi, doar de la lumină. De fiecare dată când mâncați o stafiduță, o guriță de înghețată, o guriță de cafeluță, o guriță de berică, la 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 la, capul vostru crede că mâncați o masă completă. Exact ca la câinele ăla de rus nebun. Deci, dacă faceți chestia asta de 7 ori pe zi, capul vostru zice că mâncați de 7 ori pe zi. Și cel puțin nu o să folosiți grăsime ca sursă de energie. Și de obicei vă îngrășați. Știi ce a făcut Pavlov după ce i-a murit câinele? A murit câinele lui Pavlov? Da, știi ce a făcut? Ce a făcut? I-a mai dus de mâncare vreo 2 săptămâni. Sau i-a aprins lumina. Da, mulțumim, Diana, vacanță plăcută să ai. Ne reauzim și ne reîntâlnim din septembrie. Până atunci, cum spuneam, să ne vedem sănătoși și ai grijă ce mănânci. Așa o să am și îți fac spor grămadă.